Nie będę nawet tym Mariusz Bukowa, jestem dyrektorem Dyrekcji Projektów Finansowych Eksternych Akwarium Życia Krakowa. Informacyjnym faktem, ulga to faktu, że sunte cele guvernului, la acest moment deosebit de important, și nu spunem cuvinte mari, este deosebit de important pentru că, practic, pornirea acestui motor al stației de tratare metano-biologică Ploiești va însemna, sperăm, și pornirea motorului economiei circulare la nivelul județului Prahova. O să vă dau câteva cuvinte, în ceea ce, câteva detalii privind proiectul nostru și sistemul de management integrat al deșeurilor, după care vom proceda la semnarea contractului de operare. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene în două faze. Faza 1 din programul operațional sectorial mediu, 2007-2013, cu o valoare de 90 de milioane de lei inclusiv TVA, și faza a doua cu o valoare de 64 de milioane de lei, prin care trebuie eligibile, asigurate prin proiectul operațional infrastructură mare, de 62 de milioane de lei. Tocmai în faza 2, spuneam, a fost construită această stație de tratare metano-biologică a deșeurilor reziduale, asigurându-se astfel continuitatea și finalizarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova, în integralitatea sa. Practic vorbim aici de o valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, cuprinzând ambele faze. Stația are o capacitate totală de 150.000 de tone, dintre care 147.000 de tone deșeuri reziduale principale și aproximativ 3.000 de tone deșeuri verzi. La ieșire puteți găsi pe masa din stânga fișe și pliante cu descrierea completă a proiectului nostru și câteva mostre din compostul rezultatul urma probelor efectuate la stația de tratare biologică. Vă mulțumim și la final așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnule președinte. Bună ziua, Hristos a înviat. Mulțumesc foarte mult, domnule Marius Nicolae, pentru prezentarea scurtă asupra acestui obiectiv destul de important, spun eu, pentru că reușim într-un final să îndeplinim țintele asumate prin tratatul de aderare, astfel încât cantitatea depusă în final la rampa de gunoi va fi undeva la 40% în acest moment, iar noi ne dorim să continuăm acest master plan de gestionare a deșeurilor. În final, undeva în anul 2022-2024, să reușim să depozităm la rampă maxim 10% din cantitatea preconizată în acest moment, 150.000 de tone anual gestionate în județul Prahova, incluzând aici și municipiul Ploiești. Este un proiect destul de ambițios, considerăm noi, este unic prin procesul tehnologic, procesul de biouscare a deșeurilor, iar așa cum spunea domnul director Marius Nicolae, faptul că stimulăm economia circulantă este foarte important, pentru că ceea ce rezultă din acest proces tehnologic va ajunge în stațiile de devalorificare energetică. Avem aici prezent pe domnul Franz Bruchsteller, director economic, așa cum executiv economic al companiei Strava. Aș vrea să menționez că am avut o colaborare foarte bună cu dumnealor în ceea ce privește construcția acestei stații unice, pentru că dumnealor au fost și proiectant și executant și pe această cale țin să le mulțumesc că au finalizat investiția cu 3 luni mai devreme decât se preconiza. Iar acum, în ceea ce privește operarea, ne dorim să intre în operare cât mai devreme, astfel încât să reușim să ne atingem țintele până în anul 2020, când cred că cunoașteți faptul că va intra taxa de mediu cu 80 de lei în vigoare și noi trebuie să fim pregătiți pentru acest moment. Îi mulțumesc foarte mult, să știți că a zburat astăzi din Viena pentru semnarea acestui contract și mulțumesc foarte mult că a venit personal să semnăm. Și dacă nu mai sunt de adăugat alte lucruri, a spus domnul Nicolae că așteptăm întrebări la sfârșit. Just to say some words from Strabag said, it's a great honor for us to sign a contract which of such an importance for the county of Prahova is the attendance of the Prime Minister. Thank you very much. This is a great honor for us with other ministers from finance and agriculture and economy.
it also shows for us that Strabag to be important for Romania, and it's a very important sign for us. We trust in Romania, we built up a very good cooperation, and we fulfill all our obligations which we have signed. And we are still increasing the business here. We still believe it's a very good cooperation between Austria and Romania, and we build up one of the biggest companies, construction companies, already in Romania. Just to say some words about my past. I was the first time in Romania 23 years ago, and my first project I've executed was also in Bucharest. So thank you very much.